Cu mai puțin de o săptămână până la evenimentele de încheiere a programului Capitală Culturală Europeană 2023, Timișoara a fost asaltată de turiști români și străini care, în ciuda frigului de afară, s-au plimbat pe străzi și au admirat arhitectura clădirilor sau s-au bucurat de târgul de Crăciun. Nici timișorenii nu au stat în casă, așa că centrul orașului a fost un adevărat furnicar. Multe grupuri de turiști sârbi împreună cu ghizi au ajuns ieri la Timișoara pentru a vedea ce are de oferit orașul Capitală Culturală Europeană în acest an. Și turiști din Franța sau Spania au ajuns aici weekendul acesta și au avut ce vedea. Capitala Banatului se laudă cu peste 900 de clădiri de patrimoniu. I'm from Serbia. Sunt din Serbia. Mai devreme am ajuns. Ghidul nostru turistic o să ne ducă prin centru, iar apoi o să avem timp fiecare pentru cumpărături sau dacă vrem să facem și altceva. Am venit cu un autocar plin cu turiști. Este foarte frumos până acum, dar este așa de frig. Centrul orașului este foarte frumos, mai ales noaptea când sunt aprinse toate luminițele. Și arhitectura catedralei este foarte frumoasă. Ne place foarte mult. Am văzut pe internet că sunt foarte multe monumente și clădiri istorice foarte frumoase și am vrut să venim în vizită aici, într-adevăr, este foarte frumos. Și turiștii români au venit la Timișoara în mini-vacanța de 1 decembrie. Nu e chiar prima vizită, dar la Târgul de Crăciun n-am fost niciodată, așa că am venit să vedem. Dacă sâmbătă la Timișoara au fost aproape 20 de grade Celsius, ieri mercurul din termometre nu a trecut de 3 grade. Însă, chiar și așa, oamenii au ieșit la plimbare să se bucure de ultima zi a weekendului prelungit. Oricum, este plăcut. Pentru noi, mă refer la vârsta noastră, cândva era zăpadă, acum luăm aer și ne simțim bine. A fost plăcut ieri, azi eu mai rece. Și totuși ați ieșit la... Da. Anul acesta, din ianuarie până în septembrie, peste 210.000 de turiști au ajuns în Timișoara și au dormit aici cel puțin o noapte. Numărul este însă mult mai mare dacă luăm în considerare toate tipurile de cazare sau străinii care au venit doar pentru o zi.